Bună ziua, bine v-am găsit la De ce conducem, emisiunea cu sfaturi despre condus. Sunt alături de Tite Aur, expert în conducere defensivă, fost pilot de raliuri. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Tite Aur, mi-am dat seama că am făcut deja câteva emisiuni și nu am vorbit despre poate cel mai important subiect. Ce este conducerea defensivă și cât e de importantă? Ce este conducerea defensivă și de ce defensiv și nu preventiv? Pentru că după mulți ani de, să zic, discutat în jurul cuvântului sau expresiei conducere defensivă, când a reușit să intre oarecum în mentalul colectiv și când a devenit practic folosit și chiar în anumite părți legale și la ASF și în anumite legi, au venit din partea unor cunoscători chiar, din partea unor persoane implicate, au venit, să zic, a venit această discuție sau a fost această discuție, de ce defensiv? Păi defensiv din mai multe motive, defensiv și nu preventiv. Unul, pentru că defensiv este termenul acceptat pe plan mondial. Toată lumea vorbește, în toată lumea se spune conducere defensivă. Doi, defensiv înseamnă să te aperi. Preventiv înseamnă doar să previi, sau în fine, se înțelege doar să previi. Defensiv înseamnă și să previi, dar să te apere, adică să acționezi sau să reacționezi în cazul în care este necesar. Și când mergi pe stradă, trebuie să te aperi, să zicem, de două situații. Unu, să nu faci tu anumite greșeli. Doi, să reacționezi atunci când altcineva face o greșeală. Când unul vine peste tine, când intră în depășire, când nu ți acordă prioritate, tu trebuie să fii și pregătit, să previi, dar să și reacționezi efectiv. Și atunci conducerea defensivă sau termenul include inclusiv aceste exerciții, aceste experiențe, aceste gesturi de a face efectiv manevre. Și nu în ultimul rând, am dat o explicație, venind cu această denumire cu conducerea defensivă, a fost țârnit interesul public mai mult decât dacă se mergea pe varianta aia clasică de preventiv. Toată lumea spunea, bine, prevenție facem, am făcut și în timpul comunismului, am făcut și la școlile de șofer pe timpuri. De fapt, ne învăța să mergem încet. Și asta înseamnă preventiv în mentalul colectiv. Defensiv este un pic altfel și se înțelege, cum spuneam, o sumă de lucruri pe care trebuie să le faci și să nu greșești și să reacționezi, ceea ce înseamnă că te face să fii mai sigur. Bun. Tot auzim prin trafic șoferi care spun că ei conduc sport. Ce înseamnă să conduci sport și cum mă apăr eu de ei conducând defensiv, nu preventiv? În primul rând trebuie să facem diferența între a conduce și a pilota. A conduce înseamnă să te deplasezi de la un punct la altul, de la punctul A la punctul B, fără să ajungi niciodată la limită, adică să accelerezi atât încât să nu scârție roata, să nu patineze roata, să frânezi atât încât să nu scârție roata, să nu se blocheze roata, să virezi fără să scârție roțile sau fără să provoci derapaj și fără să faci mișcări la limită, asta înseamnă să conduci. A pilota înseamnă exact opusul, adică mă deplasez de la punctul A la punctul B sau dacă sunt pe circuit, facture multe de circuit, încercând și de preferat și reușind să faci toate manevrele la limită, să accelerezi maxim, să frânezi maxim, să faci fiecare viraj la maxim, pentru că acela este scopul când vorbim de pilotaj sau de motorsport. Cele două feluri de a te deplasa cu mașina se amestecă în una din următoarele situații. Situația 1. Mă duc la motorsport să fac motorsport și merg mai încet sau mai puțin la limită, ceea ce înseamnă că voi fi un pilot fără rezultate sau chiar un pilot penibil, dar pierderea este că îmi va spune publicul, du-te mă acasă că n-ai ce să cauți aici. Sau varianta 2, care este cea mai periculoasă și se întâmplă de multe ori, când fac manevre la limită în circulație. În loc să conduc, ajung să fac manevre la limită, manevre de pilotaj. Aceste manevre sunt practic în două situații. Situația 1, când îmi asum, când chiar îmi impun să merg tare, ceea ce spuneați, sunt unii care spun eu conduc sport, eu conduc repede, eu conduc, și asta este conștient, dar în același timp, manevre la limită ești pus sau ești pus în situația să faci și atunci când tu nu ți-ai dorit, dar apare o situație limită. Îți sare copilul în față, nu-ți acordă unul prioritate sau chiar tu ai greșit, ai apreciat greșit un viraj sau o zonă de frânare și atunci trebuie să faci sau este necesar să faci manevre care seamănă cu cele din motorsport, adică să frânezi foarte tare, să virezi la limită, să controlezi un eventual derapaj dacă mi-a derapat un pic mașina, dar nu în sensul
aspectul sportiv al lucrurilor, pentru că de multe ori chiar autoritățile amestecă cele două lucruri tocmai pentru a nu se înțelege nimic. Deci când îmi impun să merg la motorsport e una, când merg pe stradă nu trebuie să am legătură cu motorsportul. Dar apare din când în când situația limită în care trebuie să știu să fac anumite manevre la limită ca să salvez o situație. Și atunci cei care spun că merg sau conduc sportiv nu fac altceva decât să-și asume riscuri și devin periculoși și acei șoferi trebuie opriți prin sancțiuni și prin educație, dar și prin sancțiuni. Problema e ce facem cu ceilalți șoferi care nu-și doresc să ajungă la limită, dar ajung la limită. Adică cum îi facem să aprecieze corect, să nu se expună, să nu se pună singur în situații limite, sau cum îi facem să înțeleagă, să anticipeze și să evite anumite situații limite sau create de alți șoferi. Și aici vorbim practic de conducerea defensivă. Am înțeles. Bun. Șoferii români nu învață neapărat în școala de șoferi tehnici de conducere defensivă. În primul rând aș vrea să vă întreb dacă există un set de reguli de bază în conducerea defensivă. Nu știu, două, trei reguli de bază pe care orice șofer ar trebui să le știe. Sunt multe lucruri care nu se învață la școala de șoferi și care ar trebui învățate. Și când vorbesc de școala de șoferi, mai glumesc eu câteodată și spun, ba da, la școala de șoferi se învață totul, doar că nu avem în România școli de șoferi. În România avem școli de luat permisul. Bineînțeles că îmi sar în cap toți instructorii și patronii de școli de șoferi și spun, cum adică, de ce mă leg de ei? Practic, eu nu mă leg de instructorul propriu-zis, mă leg de programa care este insuficientă, care practic nu prevede anumite lucruri, care în alte țări sunt reguli obligatorii. Începând de la poziția corectă la volan, de la regula celor două secunde, regula fermoarului, care este distanța efectivă și am mai discutat și o să mai discutăm și în emisiuni, de la foarte multe lucruri de anticipare, de prevenire, cer de siguranță, sunt foarte multe lucruri care nu sunt atinse în școala de șoferi, în programă. Că sunt unii instructori care mai vin cu anumite noțiuni, dar practic cursantul de la școala de șoferi, știind că la examen nu îl întreabă de anumite lucruri, nici măcar nu îl interesează să învețe. Și atunci instructorul nu îl învață, chiar dacă instructorul le știe sau dacă nu le știe, cu atât mai mult nu îl învață, examinatorul nu-i cere și ajunge șoferul pe stradă nepregătit din punct de vedere al conducerii defensive, al acestei prevenții. Și din păcate în România avem foarte multe accidente și din acest motiv. Mai mult, toate statisticile arată că 95%, unii spun că 93%, sunt diferite discuții în care cauza sau cel care produce accidentul este factorul uman. Adică accidentul nu se produce, majoritatea accidentelor nu se produc din cauza drumului sau din cauza mașinii. Deși mai sunt și situații în care drumul sau mașina sunt vinovați, să zicem. Dar 90%, repet, statisticile spun 93%, unii 95%, unii 98%, este vorba de factorul uman. Factorul uman ce înseamnă? Înseamnă participantul la trafic și acum vorbim în mod special de șofer, care șoferul, conducătorul auto, ar trebui să aibă și acest gen de pregătire din punct de vedere conducere defensivă. Bun. În România există o lege privind conducerea defensivă, o lege prin care șoferii ar putea să învețe tehnici de conducere defensivă în mod gratuit, pentru că și-ar putea deduce acele cheltuieli cu cursurile de conducere defensivă din impozitele pe venit. Dacă o să-mi permiteți, o să citez un pic din lege. Este legea 20/2022. Și spune așa, conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere autodefensivă. Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto în domeniul conducerii autodefensive, normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii autodefensive, precum și procedura de examinare și formare, se stabilesc prin ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Bun. Și apoi apare că conducătorii de vehicule prevăzuți mai sus beneficiază de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere autodefensivă în situația în care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii. Evident, ele pot fi suportate și de către angajator dacă există dorință. De ce nu se aplică legea asta? Mai nimeni nu știe de ea. Povestea este lungă și complicată. În 2019, vara 2019, acum 4 ani,
Am fost chemat eu și cu colegul meu, cu Silviu Moraru, la guvern, guvernul de atunci, care a venit cu o întrebare, propunere către mine, în fine, în acea situație și în acele condiții. Ce credem noi că s-ar putea face pentru a fi o reducere a numărului de accidente și se refereau în mod special pe zona asta de educație. Și atunci s-a ajuns la o discuție în interiorul guvernului, cu aprobarea primului ministru de atunci la un moment dat, ca statul să facă efortul să plătească cursurile de conducere defensivă pentru toți cei care doresc. S-a trecut și prin varianta să fie obligatoriu, doar că s-a ajuns la concluzia că nu există o infrastructură în acest sens în România și atunci s-a spus așa, să fie plătită de stat, de guvernul României, orice doritor să fie, să poată să-și deconteze pentru a influența participarea a cât ori mai mulți șoferi la cursuri. De ce? Pentru că în toată lumea s-a demonstrat că aceste cursuri duc la o reducere a numărului de accidente, pentru că în România s-a demonstrat în câteva locuri unde s-au făcut cursuri de conducere defensivă, inclusiv la mine, și acesta a fost motivul că eu am fost solicitat printre alții, dar și eu am fost solicitat pentru că s-a demonstrat o reducere extraordinar de mare, cu peste 95-98% a victimelor din cadrul celor sau din rândul celor care au făcut cursuri de conducere defensivă. Și atunci s-a dorit acest lucru. Doar că, și spun doar că, din păcate, discuția a fost așa. Dacă tot știți voi cum să faceți, ar trebui să aveți o discuție, noi fiind cei din conducerea defensivă, să avem o discuție cu cei de la Ministerul Transporturilor. Dar pentru că, și vă spun, încerc să vă spun exact ce s-a întâmplat, dar pentru că știm că dacă vă duceți acolo va fi foarte greu, vă mănâncă cei de acolo, chiar așa s-a spus. O să-i chemăm aici ca să avem o discuție, să dăm greutate discuției. Și atunci a participat, să zic, reprezentantul Guvernului pe Siguranță Națională. Au fost chemați niște domni și niște doamne de la Ministerul Transporturilor. Am fost chemați noi cei de la conducerea defensivă și am avut o discuție. Ei, în timpul discuției, când am început să spunem, uite ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut, era o discuție de cum s-ar putea face lucrurile. Niște domni de la Ministerul Transporturilor au început să spună, uite, ar trebui să facem așa, ar trebui să facem așa. Doar că șefa lor, Adriana Calapis, director general în Ministerul Transporturilor, a avut următoarea atitudine și încerc să o imit cât se poate de bine. A bătut puțin cu mâna masă și a spus, bă, băieți, ia terminați-o voi, că sau tu sau tu tot eu trebuie să muncesc. S-a uitat către mine și a spus, domnule Titi, n-ați vrea mai bine să vă facem noi reclamă la școala aia noastră și să nu stricăm tot sistemul și să intrăm în sistemul nostru și că abia am făcut cu atestatele, cu ordinul de ministru 733, pentru că... Și atunci am spus, doamne, nu, pentru că aici discuția este alta, să se facă o rețea națională, să se poată... Ei, din acel moment această doamnă a luat pe nu și a luat-o ca o persoană, ca o problemă personală și a încercat și a și reușit de multe ori să pună frână la tot ce înseamnă aceste cursuri de conducere defensivă, mai ales în varianta asta de susținute de stat. Ce a însemnat asta? Guvernul de atunci n-a putut să facă pași mai departe pentru că a văzut că Ministerul Transporturilor e o doamnă care, sau în fine, director general, că nu e orice doamnă, este persoana de cel mai înalt rang ca și funcționar public care răspunde de conducerea defensivă. Culmea e că la acea discuție din 2019, cu o zi înainte, doamna Adriana Calapis și cu nu știu ce colege de-a dumneei, venise de la Bruxelles unde România fusese certată pentru că suntem din nou pe ultimul loc și atunci eram și cum de mult timp și acum suntem tot pe ultimul loc la siguranță rutieră. Tocmai a apărut a doua sau a treia zi comunicatul de la avocatul poporului, de la doamna Renate Weber, că trebuie să facem ceva pentru că Europa ne-a certat. Ei, și în loc să zică hai să facem ceva, a fost exact opusul, nu și nu. Între timp a apărut un proiect de lege, pentru că, eu știu, ca urmare a acelor discuții, doi deputați au inițiat un proiect de lege. La proiectul de lege s-au primit tot felul de avize negative și nu intru în toate detaliile, dar frâna a fost cea mai mare din partea Ministerului Transporturilor.
Tot între timp s-au organizat în interiorul Ministerului Transportului, s-au organizat niște grupuri de lucru, din care am făcut parte și eu și colegii mei și domnul Tătuc de la fost ofițer de poliție și cu mai multe persoane din Ministerul Transportului. Am fost la vreo 3 ședințe în iarna 2019-2020, înainte de pandemie. La fiecare grup de lucru, noi încercam să spunem cum s-ar putea face și din interior era, mai ales de la această doamnă, că nu se poate face. În martie 2020, cu o săptămână înainte de a se închide România, a fost un consiliu interministerial la Ministerul Transporturilor cu domnul Bode în capul mesei, cu secretarii de stat Scrioșteanu și cu secretarii de stat de la Ministerul Transporturilor, cu 30 de persoane votante și cu încă vreo 30 de participanți de la sindicate, de la presă, de la un mare consiliu interministerial cu subiectul principal conducerea defensivă. Și eu am fost invitat și am prezentat, să zicem, ce înseamnă conducerea defensivă cu videoproiector, cu totul. S-a votat în unanimitate, toată lumea a votat susținerea, a apărut și un comunicat de presă că domnul Bode știe, că Ministerul Transport, că susține proiectul de lege, care era proiect de lege, doar că în continuare au fost tot felul de piedici puse și iarăși nu intrăm în toate detaliile. Proiectul de lege, la un moment dat, după mult timp a trecut prin Parlament și prin toate comisiile, în toate comisiile a primit aviz pozitiv, în toate comisiile tehnice. Mai puțin în câteva locuri în care din nou au fost tot felul de, să zic, manevre subtile. Și vă dau un exemplu. CESU, care e Consiliul Economic și Social, care trebuie să dea un aviz obligatoriu la orice lege, înainte de a ajunge în Parlament. E obligatoriu, dar este doar, cum se cheamă, nu e obligatoriu. Sau este consultativ. Consultativ, da. A dat aviz negativ la acest proiect. Da? Întâmplător am discutat cu președintele CES-ului despre povestea asta și bineînțeles că am pus întrebare, dar la proiectul ăla de ce ați dat aviz negativ totuși? Uh-huh. Și a spus, pentru că de la Ministerul Transportului a venit cineva și ne-a spus că există legislație în acest domeniu și nu ne trebuie. Adică au fost tot felul de manevre făcute într-un fel să fie aviz negativ sau să nu se întâmple. Și exista legislație în acest sens? Nu, bineînțeles că nu exista, da? Deci cu afirmații minciunoase. Dar asta e altă discuție. Mai mult și acum doamna Calapis susține, păi uite, nici CES-ul nu a dat aviz pozitiv, dar nu spune că de fapt de la ei, de la Ministerul Transportului, a fost o dezinformare, să spunem. Bun, deci ideea este că a apărut proiectul, a apărut legea. Adică în 2021, în decembrie, a trecut prin Parlament, a fost votată cu mare, largă majoritate, 263 de voturi și doar 15 au fost împotrivă și iarăși pe un motiv politic, e vorba, nu mai contează, deci e vorba de un partid care tocmai plecase de la putere atunci și atunci, dar în rest, toți, a fost o unanimitate practic și s-a votat. La câteva zile a fost contestată această lege, a fost contestată la Curtea Constituțională. Din 378 de legi din 2020, doar asta și cu încă una, două legi au fost contestate. Curtea Constituțională a spus în 4 zile, e constituțională, e în regulă, a promulgat legea președintele și în 6 luni ar fi trebuit, adică până în iulie 2022, ar fi trebuit să se facă normele de către cele două ministere, Ministerul de Interne și Ministerul de Transporturilor. La Ministerul de Interne s-au făcut, cu o mică întârziere s-au făcut și normele există și cred că e ordinul de ministru 158 sau așa ceva și funcționează, deci, da? Doar că la Ministerul Transporturilor s-a pus frână cât s-a putut de mult. Tot doamna Calapi s-a întârziat absolut totul și nu s-au făcut normele. Când trebuiau să fie gata, au început niște ședințe la care din nou am fost invitați să discutăm despre cum ar trebui să arate acele norme. Și au fost invitați niște sindicaliști de la Cotar, de la școli de șoferi, care au făcut un bruiaj continuu, nu s-a putut discuta nimic constructiv în nicio ședință, absolut deloc. Și s-a făcut la un moment dat, s-a făcut un proiect de ordin de ministru care înseamnă normele, dar cu răzbunare, cu răzbunare directă, pentru că la un moment dat doamna respectivă mi-a spus mie, pe hol, cu ceva timp în urmă, mi-a spus, uitându-se în ochii mei, mi-a spus, o să vă pară rău că susține și sunteți implicat în acest proiect, adică o să facă în așa fel încât o să vă pară rău. Și într-adevăr, normele sunt făcute intenționat să ne pară rău. Ce înseamnă asta? S-a pus o condiție în proiectul de norme că cei care urmează să fie
instructor, trainer de conducere defensivă, trebuie să aibă o vechime de minim 5 ani de instructor de școală de șoferi. În momentul de față, în România, sunt aproximativ 100 de traineri de conducere defensivă, o parte la mine, vreo 20, dar sunt și alți colegi și alții care fac prin alte părți, sunt în jur de 100 de instructori. Niciunul nu a fost instructor de conducere defensivă, de școală de șoferi, pentru că nicăieri în lume instructorii de conducere defensivă n-au o legătură cu școala de șoferi și nu au o legătură deloc cu școala de șoferi. Dar s-a pus această condiție ca într-un fel să vă arăt eu că dacă o să se facă aceste norme și dacă o să treacă, voi cei 100 nu o să mai puteți face. Eu cel puțin și cu colegii mei, cu Silviu Moraru și nu numai, Bogdan Marișca, facem de peste 20 de ani, 23-24 de ani. Avem 80.000, cel puțin 80.000 de cursanți, avem rezultate. Practic, dacă vor apărea normele așa, noi nu vom mai avea dreptul să facem, deci este cu răzbunare, dar până la răzbunare, practic, nu se mai fac normele. Pur și simplu sunt blocate normele. Da? Mai mult au apărut niște articole în presă în care doamna Calapis afirmă, face niște afirmații efectiv minciunoase și ciudate. Da? De exemplu, că cei care au fost la cursuri au fost accidentați. Minciună totală, n-a fost nimeni accidentat. Că simulatoarele... Scuzați-mă un pic, accidentat la cursuri? La curs, în timpul cursului. S-au accidentat pe acolo prin simulatoare. Minciună totală. Că simulatoarele noastre nu sunt omologate și n-au cum să fie omologate în România. Minciună totală, pentru că în toată lumea sunt omologate, la noi sunt omologate, există norme, ba mai mult, în proiectul de norme de ministru sunt trecute condițiile de omologare, dar totuși face afirmații că nu poate să facă niște norme din care ea va răspunde precum răspund cei de la colectiv dacă apar accidentați. Și că, de fapt, noi amestecăm acolo pilotajul și că o se va ajunge ca pe stradă să se întâmple nebunii ca urmare a cursurilor de conducere defensivă. Deci, o ciudățenie care nu face altceva decât să blocheze această lege. Din păcate, faptul că Parlamentul a făcut o lege, faptul că președintele a promulgat o lege, nu e suficient. O doamnă din Ministerul Transporturilor blochează această lege sau funcționarea acestei legi, că așa vrea ea și nu are nimeni ce să-i facă. Din păcate, asta e povestea legii. Eu nu pot să fac mare lucru și nu vreau să fac mare lucru, dar, din păcate, în loc să crească acest fenomen, în loc să se întâmple, să se dezvolte în România o rețea de locații în care să se poată face conducerea defensivă, pentru că acesta era adevăratul scop al proiectului. Pe ideea că, dacă vine obligativitate, la un moment dat în... Proiectul inițial de lege era și cu obligativitate pentru anumite categorii. În discuțiile din Parlament, din comisiile tehnice, la o parte am participat și eu, la o parte au fost alți colegi de-ai mei, dar la o parte am participat și eu, discuția a fost așa. Nu putem pune obligativitate într-o lege atâta timp cât nu ai o infrastructură. Și atunci cum să faci să creezi o infrastructură? Că suntem într-un cer vicios. Vrem să facem conducere defensivă, dar nu avem o infrastructură în toată țara. Dacă pun obligatoriu, n-au unde să facă. Și o lege incorrectă sau nu e morală sau nu e ca să facă ăla de la Suceava, ăla de la Baia Mare, ăla de la Timișoara, unde face. Da? Și atunci a spus așa, statul susține această activitate ca să se ducă cât mai mulți în zona de conducere defensivă, apărând această oportunitate anumite școli de șoferi sau poate unii care nu sunt cu școli de șoferi vor începe să-și facă infrastructură locală în județul Iași, în Baia Mare, în nu știu unde și când avem o infrastructură națională, atunci putem trage și concluzia. Mai mult, proiectul de lege mai prevede un lucru foarte interesant. Poliția să primească listele cursanților în fiecare an sau la 6 luni, dar până la urmă a rămas că la un an, și să compare eșantionul de școlarizați cu media națională sau cu unii neșcolarizați, ca să se vadă cât a scăzut numărul de accidente, de victime, de morți, de răniți, de penalizări, de toate. Și concluzia sau calculul arată că statul câștigă bani, nu pierde bani.
Pentru că România consumă anual 3 miliarde 300 de milioane de euro ca urmare a accidentelor, a victimelor din accidente și încă aproximativ 1,5 miliarde se plătește pe daune. Asta ce se plătește pe daune se plătește prin asigurare, nu e de la bugetul statului, da. E de la companiile private. Dar tot din buzunarul românului, pentru că compania privată asigurare ce face? Am daună mare, pun primă de asigurare mare, că e RCA-ul sau că e casco. În momentul în care scade dauna, atunci scade și prima, cel puțin teoretic. Da? Banii care se dau de la buget cu tot ce înseamnă cheltuieli pe morți, răniți, grav, răniți ușor, sunt calculate foarte clar și de către Banca Mondială și de către Comisia Europeană și sunt aceste calcule puse pe site-ul ARR, la Ministerul Transportului. Sunt recunoscute de statul român, sunt 3 miliarde 300 de milioane de euro. O scădere a accidentelor doar cu 20%. Se întâmplă sigur în cazul în care se face un program coerent, dar doar cu 20% înseamnă vreo 600 și de milioane de euro, bani care ar putea fi băgați în zona asta de susținerea cursurilor de conducere defensivă, de exemplu, nu numai, dar e doar o zonă, ceea ce ar însemna bani mai mulți la buget, sânge mai puțin pe șosea. Ei, culmea e că persoana de cel mai înalt rang de funcționar public din România, da, nu vorbim de politic, vorbim de funcționar public, se opune acestui proiect. N-am înțeles de ce. Mai mult, mai face și afirmația în prezența martorilor că n-au ce să-i facă politicienii, că ea vin și pleacă. Miniștri și secretarii de stat vin și pleacă și, într-adevăr, numai de când e în discuție acest proiect, au fost, cred că, 4 miniștri și nu mai știu cât secretari de stat. Asta se întâmplă cu proiectul. M-ați stârnit pe un subiect sensibil. Bun. Ați spus la un moment dat că s-ar fi băgat în proiectul ăsta de norme faptul că trebuie să ai experiență minim 5 ani ca instructor auto. Care este diferența între un instructor auto și un instructor de conducere defensivă? Pentru că ați spus că cei doi nu au legătură. În primul rând, chiar în interiorul Ministerului Transporturilor, Ministerul Transporturilor este organizat așa, din acest punct de vedere. ARR-ul, care, Autoritatea Rutieră Română, care autorizează școlile de șoferi și pe cei care dau sau examinează pentru atestatele profesionale, ISCTR-ul care controlează, RAR-ul care are treabă cu mașinile. Dar acum când vorbim de ARR, ARR-ul are două departamente separate. Școlile de șoferi, care înseamnă, îi autorizează, îi numără, au registru instructorilor, registru școlarizaților și așa mai departe și practic gestionează școlile de șoferi prin ordinul de ministru 733 din, cred că din 2013. Pe urmă, încă un departament separat care înseamnă atestate profesionale, care a fost impus de Uniunea Europeană pentru toți șoferii profesioniști, transport marfă, transport persoane, să aibă acele atestate odată la 5 ani, unde acolo este un interes foarte mare și sunt foarte multe lucruri care au fost comentate și în presă, tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin curate la partea de atestate și acolo sunt alte entități și alți instructori și alții care predau și care examinează n-au nicio legătură cu școala de șoferi. Și acum ar fi trebuit să facă un al treilea departament, o a treia linie, a treia agenție, cum vreți să-i spunem, care să gestioneze conducerea defensivă. Așa este în toată lumea. Ministerul Transporturilor gestionează și conducerea defensivă separat. Ei, ce a făcut acum ca să se amestece treaba? S-a amestecat povestea în școlile de șoferi, a făcut un amestec de ăla că trebuie să fii școală de șoferi ca să poți să faci conducere defensivă, dar atenție, nu trebuie să fii școală de șoferi ca să faci atestate profesionale, dar ca să faci conducere defensivă trebuie să fii școală de șoferi. Trebuie ca instructorii să aibă 5 ani instructorii de conducere defensivă, trainerii de conducere defensivă să aibă 5 ani, tocmai că a făcut această ciorbă comună. Și au venit la întâlnire, au venit cei de la școlile de șoferi CICĂ, de fapt sunt oamenii care țin cu casa, cu doamna director general, și care spun că ei se opun școlile de șoferi ca să se facă conducere defensivă în România și ca să fie susținută de acest proiect, de această lege. Dar ei n-au nicio treabă, că nu sunt nici amestecați, n-ar trebui să fie absolut deloc implicați, ar trebui să fie o altă direcție, așa cum sunt atestatele. Nu s-a dorit asta. Nu s-a dorit și s-a făcut această ciorbă comună. Și această condiție cu trainer nu are nicio legătură cu ce ar trebui să fie. Pentru că, repet, în toată lumea, începând din Anglia, din Suedia, unde sunt
cele mai dezvoltate țări în acest punct de vedere. Unde în Suedia conducerea defensivă intră înainte de școala de șoferi. E obligatoriu să treci prin simulatoare, tamponare, răsturnare, frânare din anii 70, nu de acum. În Austria, unde e obligatoriu la 6 luni după ce faci școala să faci curs de conducere defensivă, și în orice țară, în Italia și oriunde, nu are nicio legătură instructorul, trainerul de școală de conducere defensivă, trebuie altfel de abilități, altfel de pregătire, altfel de calități față de instructorul de școală de șoferi. Dar aici, tocmai ca să se încurce povestea în stilul ăsta românesc, tocmai ca să vă arătăm noi că nu o să se întâmple, s-a făcut un amestec și acum este atât de încurcată pentru că proiectul de ordin de ministru spune că eu, mă să zic, furnizor de curs de conducere defensivă, trebuie să mă transform în școală de șoferi. Eu, trainer de școală de conducere defensivă, trebuie să mă fac instructor de școală de șoferi, să fiu 5 ani instructor la școala de șoferi și abia peste 5 ani pot să mai puteți veni la mine să faceți cu mine, că nu o să mai am dreptul, pentru că a apărut un proiect de norme care a fost intenționat să încurce. Adică pe varianta, nu m-ați ascultat pe mine că nu vreau, las că o să fac eu în așa fel încât nu o să funcționeze. Lucru spus și pe gură că am spus asta, da. O să încurc lucrurile. Și asta s-a întâmplat. Bun, ne apropiem de final. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Legea asta, ok, am înțeles, nu funcționează, sunt multe cauze care o fac să nu funcționeze. Se introdusese la un moment dat în țară o lege care să sancționeze cumva șoferii agresivi. Se căuta special zona asta de condus agresiv și se voia fi sancționată prin amenzi. Ulterior a mai fost modificat proiectul, practic suntem de unde am plecat. Ce vreau să vă întreb este, cum, v-am mai întrebat și la început, cum fac să mă feresc de șoferi agresiv? Ok, nu îi sancționează nimeni sau îi sancționează prea puțin. Cum fac eu să mă feresc de ei? Deci, în primul rând, de sancționat este foarte complicat să-i sancționezi dacă nu ai un program, dacă nu gestionezi tot ce înseamnă condusul mașinii. De ce spun asta? Pentru că nu poți să utilizezi camerele de pe mașini, că nu sunt omologate. Nu poți să utilizezi camerele de la primării, că nu sunt omologate, ceea ce înseamnă că nu poți demonstra. Polițistul sau cel care observă direct, dacă este contestat și vine șoferul cu un martor că nu e adevărat, ăla nu mai poate demonstra dacă n-a filmat, dacă n-a prins faza, să zic, pe aparatul radar, care este singurul aparat omologat care poate fi dus în instanță. Dar dacă a văzut el din spate sau din lateral și n-a filmat, nu mai poate demonstra nici măcar polițistul. Și atunci aici, ca să poți să sancționezi, ca să ții sub control asta, ar trebui o sumă de măsuri. Nu este suficient doar să vii cu o lege să spui de mâine sancționăm. Bine, și cum faci asta efectiv? Ce trebuie să facem noi ca să răspund la întrebare ceilalți? În primul rând trebuie să ne uităm puțin la comportamentul animalelor, în mod special la comportamentul câinilor. Pentru cei care nu știu, când un câine este în pericol, în sensul că trece pe lângă alți câini mai periculoși, mai mulți sau mai periculoși, întoarce capul în partea opusă, nu se uită către posibile agresori. Și atunci ceilalți înțeleg că acest cățel nu are nimic cu ei și poate să treacă, să zic, neatins sau nu-l atacă haita respectivă. Același comportament trebuie să-l avem noi în trafic. Când simțim că cineva este agresiv, trebuie să nu reacționăm. Nu la modul ăla jignitor, nu la modul ăla încât să-l facem pe ăla să se simtă agresat prin faptul că îl ignorăm. Dar cât putem noi de cuminți să nu răspundem la acea agresiune? Să lăsăm nebunul să-și facă damblaua. În cazul în care considerăm că nebunul respectiv este mult prea periculos, sunăm la 112, anunțăm că în zona respectivă este unul care face nebunii, pentru că ăla care face odată o mică nebunie, poate a făcut una și s-a liniștit, dar poate e băut, poate e drogat, poate e nebun, poate nu știu ce, și atunci anunțăm, dar noi, cei care suntem șoferi pașnici, sub nicio formă nu trebuie să reacționăm. Nu încercăm să-l blocăm, nu încercăm să-l depășim, ne lăsăm depășiți, îi lăsăm spațiu să facă depășirea periculoasă pe care o face, pentru că altfel, orice răspuns la agresivitatea lui nu poate să ducă decât la un conflict, dar nu e doar un conflict de ăla că ne-am certat și ne-am scuipat în ochi, când e cu mașini, poate să fie, și de multe ori e cu tragedii groaznice. Deci nu răspundem în primul rând și, bineînțeles, acele măsuri. Reducem, facem loc, clasice. Da.
spun. Deci, practic, să nu provocăm. Asta să, nu, să nu, sau să nu accentuăm provocarea dacă ne-a provocat ăla și, și oricum să nu provocăm noi. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc. Ne vedem sâmbăta viitoare. Pe noi ne găsiți și pe rețelele sociale, pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, pe TikTok mai nou, pe YouTube. Vă mulțumim. Vizionare plăcută în continuare.